Bună seara! Medalii pentru Moldova! Cristina Iovu a devenit campioană europeană la haltere la categoria de 53 de kg cu rezultatul 207 de kg la total. Un alt sportiv moldovean, Oleg Sârghi, a devenit vicecampion la categoria de 56 de kg cu rezultatul 262 de kg la total. Astfel, Sârghi a cucerit 3 medalii la campionatul care are loc în Antalya, Turcia, bronzul la stilul smuz și 2 medalii de argint la stilul aruncat și la total. Пока и в рывке обыгрывает. 116, видите, зафиксировал третьей попыткой. Oleg Sârghi a devenit vicecampion european la haltere la categoria de 56 de kg. La total, sportivul moldovean a ridicat 262 de kg și a fost devansat doar de Valentin Snejev Hristov din Azerbaidjan, care a înregistrat rezultatul de 280 de kg. Когда, видимо, Олег Сергей был уверен в своих силах, как уверены молдавские тренеры. 146 килограммов он фиксирует второй попыткой. Он выходит на второе место. La stilul smooth, Sârghi a ridicat 116 kg și a cucerit bronzul, iar la aruncat s-a clasat pe locul 2 cu rezultatul de 146 de kg, cu 4 kg mai puțin decât acum un an, când a devenit campion european la Kazan, Rusia. La total, halterofilul moldovean a înregistrat același rezultat. Moldova este reprezentată de 10 sportivi la campionatul european de haltere din Antalya, Turcia, care se va încheia la 15 aprilie. Pentru a obține cel puțin o cotă olimpică, Moldova trebuie să se claseze printre primele 6 formații în clasamentul general pe echipe. Răzbunare în El Clasico de Moldova. Șerif a eliminat Zimbru din sferturile Cupei Moldovei, scor 1-0, după ce acum o săptămână galben-verzii s-au impus în campionat. Șerif a înscris singurul gol al partidei în minutul 52 prin Samardžić. Într-un alt meci din sferturile Cupei Moldovei, Dacia a eliminat echipa FC Tiraspol, scor 1-0. Pentru Lupii Galbeni a înscris Cârcotiș în minutul 49. Miros Cârcotiș! Milsan Nursido s-a calificat dramatic în semifinale după ce a trecut în prelungiri de Olimpia, scor 2-1. Echipa din Bălț a marcat prima în minutul 89 prin Nishiguchi. Peste 3 minute, Milsan Nursido s-a egalat prin Gusakov, care a marcat în propria poartă. Echipa din Orhei a înscris golul calificării în minutul 2 al primei reprize de prelungiri prin Traore. În celălalt meci din sferturile Cupei Moldovei, CSC Rapid a trecut de Nistru cu 2-1. Semifinalele vor avea loc la 14 mai. CSC Rapid va juca cu Șerif, iar Dacia cu Milsami Ursidos. Ionita este pe val în Elveția. Internațional moldovean Artur Ionita a deschis scorul pentru formația sa FC Orau, care a pierdut pe teren propriu în fața contracandidatei la promovare, echipa vedetei Hakan Yakin, AC Belinzona, scor 2-3, într-un meci din Liga Secunda a campionatului din Elveția. Dann aber traf Ionita nach einem Freistoß in der 50. Minute zum 1-0. Pentru și jucător important să marcheze. Eram cel mai fericit dacă luam 3 puncte, pentru că era tot aia important. Mici de mici joc, privința contractului, n-am ajuns la nimic comun, adică în iunie nimic expiră contractul, nimic nu e clar. Artur Ionita a fost integralist la FC Orau și a primit cartonașul galben în minutul 4. Pentru oaspeți, o dublă a reușit vedeta Hakan Yakin. Ionita, în vârstă de 21 de ani, a jucat 53 de meciuri pentru FC Orau și a marcat 2 goluri din 2009 până acum. În acest sezon, internaționalul moldovean a bifat pentru echipa de club 20 de partide. Ionita a mai evoluat la Iskra Stal și Zimbru. Pentru naționala Moldovei, acesta a jucat un meci. Защита. Давайте повторы дождемся, но гол-то точно чистый был забит.